Bună și bine ați revenit pe acest canal! Cel mai probabil o să vedeți două clipuri astăzi, așa că dacă n-aveți ce face, vă uitați la mine în continuare. Am filmat acest make-up, un Get Ready With Me, cam așa arată. Și acum am pentru voi un unboxing de la Oriflame. O să iau aici la mine pe picioare cutia să-mi fie mai ușor. O să le pun pe birou. Am să scot această protecție. Pe comandă am avut acest gel de duș din gama Discover, Hollywood Dreams. Cam așa arată. Două, le-a comandat aceeași persoană, a fost la 20 de lei bucata și are 750 de ml fiecare. În continuare am avut, știți că a fost ofertă pe, o ofertă pe ultima pagina catalogului, la această cremă de corp Milk & Honey, o cremă de corp și mâini. La 250 de ml, parcă, da, 250 de ml și am avut două pe comandă, a fost 13 lei, cred că fiecare, adică bucata. În continuare, tot pe, nu pe comandă, nu asta, am comandat-o eu, mi-am comandat această pensulă și o să o desfacem împreună. Ia să vedem. Da, îmi place mult, cam așa arată ea. O astfel de pensulă, am doar una, așa că am zis că e timpul să mai comand una, să am două. Știu că la un moment dat o pierdusem și eram foarte, foarte panicată. Eu o folosesc pe asta pentru sprâncene, așa că da, mi-am mai comandat una. Și văd că are aici un cod sau E03, nu știu dacă la voi se vede, dar da, pe asta am comandat-o pentru mine. Tot pe comandă am avut două tușuri din acestea The One, din flyerul cu oferte, în nuanța neagră sau varianta neagră. A fost la 13 lei, parcă bucata. 13? Cred că nu. Nu mai știu exact cât a fost bucata la asta, așa că nu vreau să zic prostii. Aici văd că mai am din gama The One Eye Pencil. O să mă uit, sigur este al meu, ceva creion negru. Dar nu l-am comandat, cred că am înlocuit ceva taxă, dar sigur a fost înlocuită taxa de manipulare, de cum se numește. Iar în continuare, văd că mai am un tuș, din ăsta The One, iar aici am un kit din acesta de sprâncene, pe ăsta îl folosesc și eu de ceva timp, însă acum am renunțat cumva la el, folosesc un creion de sprâncene de la Yves Rocher și sunt super încântată cu el, cam așa arată sprâncenele mele. Și sunt super, super mulțumită. După ce o să-l termin pe ăla, o să revin la kitul de sprâncene, deoarece am două începute, așa că da, aș vrea să le termin. Asta a fost 25 de lei kitul. Aici văd că am și ceva, nu știu, cred că o mostră de fond de ten sau ceva, de la fondul de ten Giordani cel nou. Da, cred că aici este monstra de la fondul de ten, dar nu o să desfac acum, nu vă rostul. Mai am tot pe comandă acest balsam de buze din gama Essentials Lip Balm cu vitamina E și canola oil, ulei de ceva. Așa, a fost 10 lei, ăsta știu sigur. Și tot pe comandă am avut foarte multe nuanțe de oil. Hai să le luăm pe rând. Am avut această nuanță, Sparkling Purple. Cam așa arată ea, nu știu să vă arăt mai. Cred că se vede. Am mai avut o altă nuanță, Lush Coral. Este un roșu așa spre portocaliu. Sherry Burgundy. Vivid Raspberry. Cred că nu se vede chiar nuanța adevărată. Și să vedem aici, Purple Days. Cam așa arată. Super, super drăguță și asta. În continuare mai am Intense Berry. Foarte drăguță. O nuanță super, super drăguță. Astea au fost la 9,90 lei bucata, parcă. Și încă una. Nuanța Silver. Silver Mauve, ceva de genul. Cam așa. Iar aici am luat eu 3 din ofertele online, cele cu 80% reducere. Am luat această nuanță Amethyst.
uite așa se vede cât de cât. Asta e din gama The One. Tot din gama The One Glass Nail Wear. Nail Lock Wear, ceva de genul. Blue. Ia uitați aici ce frumos. Da. Iar ultima este din gama Colorbox Nail Polish Soft Berry. Cam așa arată. Iar aici mai am facturica și următorul catalog. Cam așa arată el. Și ofertele pentru reprezentanți. O să desfac puțin, sper să nu vă deranjeze, dacă pot. Aș vrea să scot un pic catalogul. Pun cutiuța jos. Cam așa arată catalogul. Eu l-am răsfoit online, așa că da, cam știu ce oferte are, dar vă recomand să-l răsfoiți și voi. Văd că aici avem și programul de loialitate. Și avem programul de loialitate mică, unde putem primi un parfumel din acesta Volare, Volar Moments. Iar pe partea cealaltă, programul de loialitate mare, unde puteți să intrați în posesia unei lejerii de pat la doar 25 de lei. Da, foarte drăguță. Sincer, sunt mai tentată de lingeria de pat. Sunt foarte, cum să zic, pasionată, da, de chestiile de pat, pasă, pat, casă și decor. Așa că, da, chiar îmi place mult. Iar aici avem ofertele. Nu știu dacă mă tentează ceva. În ultima perioadă încerc să nu mai comand chestii aiurea și să folosesc cam tot ce am, să nu mai dau banii aiurea și să-i risipesc pe niște chestii pe care câteodată îmi expiră sau nu are rost, nu văd rostul, însă să vedem dacă îmi și iese. Vreau să ajung și la acel moment când o să am doar un singur parfum, o să-l termin și o să-mi cumpăr altul când este pe final, însă mai am încă vreo 10-12 parfumuri și mai am mult până atunci. Vreau să am un stil mai minimalist, așa, să folosesc mult mai puține produse, produse care le folosesc cu adevărat și care îmi folosesc, nu doar ca să le folosesc și să văd cum sunt. Da, o să încerc în continuare produse noi și așa, doar că atunci când am nevoie, nu doar să cumpăr așa compulsiv. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi, vă pup și vă aștept în continuare pe acest canal. O zi frumoasă, la revedere!